Bună ziua și bine v-am găsit la o nouă ediție a rubricii noastre, aleșii sub lupa Focus Press. De această dată vreau să vă prezint unul dintre consilierii locali PSD Constanța, Dede Perodin, care este și decan de vârstă al consilierilor locali din acest mandat, președinte al Sindicatului Liber al Navaliștilor din șantierul naval Constanța și vicepreședinte al Organizației Municipale a PSD Constanța. De profesie jurist, Dede Perodin a obținut, așa cum vă spuneam, al treilea mandat de consilier local din partea PSD Constanța. Cel puțin n-a mai schimbat partidul, el a mai ocupat alte funcții în alte partide. De exemplu, a fost președinte al Organizației Municipale a PPDD Constanța, a fost vicepreședinte al Uniunii Democrate a Tătarilor Turco-Musulmani din România, dar în 2017 a demisionat din această funcție din Uniune și s-a înscris în PSD, însă atunci nu și-a pierdut mandatul de consilier local pentru că el candidase tot pe listele PSD Constanța, deși era membru în Uniune. Așa cum vă spuneam, Dede Perodin este președinte al Sindicatului Liber al Navaliștilor de peste 15 ani. A absolvit Facultatea de Drept și Administrație Publică din cadrul Universității Spiru Hale din Constanța, chiar și un masterat al aceleiași facultăți din cadrul Spiru Hale Constanța. Dede Perodin s-a născut în 1954 în Comuna General Scărișoreanu din județul Constanța, unde deține și un teren agricol de peste 800 de metri pătrați, o moștenire din 1992 potrivit declarației sale de avere. În 2007, Dede Perodin a mai cumpărat un teren, de această dată intravilan, peste 2500 de metri pătrați în comuna Agigea, iar apoi în 2016 a achiziționat și o casă, o casă de peste 190 de metri pătrați în Constanța, pe care a cumpărat-o împreună cu soția sa. Potrivit declarației sale de avere, Dede Perodin are în bănci mai multe conturi și depozite cu o valoare totală de peste 400.000 de lei. O parte din acești bani, mai exact 180.000 de lei, provin din vânzarea unei alte case pe care o deținea în valul lui Traian și pe care a vândut-o în 2017. În 2019, sindicalistul a declarat că a încasat peste 160.000 de lei din pensie, din indemnizația de consilier local și din salariul de președinte al Sindicatului Liber al Navaliștilor din șantierul naval Constanța. Mai multe detalii despre CV-ul și declarația de avere ale lui Dede Perodin în articolul de pe focuspress.ro. Vă mulțumesc că ne-ați urmărit și vă invit să ne urmăriți și data viitoare la o nouă ediție a Aleșilor sub lupa Focus Press.